mine mă cheamă Raisa, am 9 ani și sunt o fată. Da? Hei, Raisa! Bună! Ce faci? Bine, desenam. Ce desenezi tu acolo? Păi vreau să fac un peisaj. Ia să vedem. Este o salcie plângătoare? Da. Vreau să fac un pic mai lungă. Este ca salcia din Harry Potter care te lua și te lovea dacă o atacai? Nu, era bună. Era o salcie bună care da. Nu lovea copii. Exact. Așa și acum vom mai face ce? Aici un pic de culoare pe lac, apoi aici vom mai face un copăcel. Tot o salcie? Nu, vom face un copăcel normal. Cu ce? Cu frunze. Aproape pregătit de toamnă. Aproape pentru că încă are frunze. Exact. Dar interesant, atâtea specii de copaci diferite. Da. Așa. Păi și acum îmi face frunzele. Sau putem să-l colorăm așa un pic ca și cum ar fi frunzele, dar nu se observă. Așa. Și aici poate să facem și o bancă. O bancă? Cine stă pe ea? Păi oamenii când vin să se uite la lac, să se relaxeze sub salcie. Da, asta este un loc care ai fost tu vreodată? Nu, dar mi-l imaginez. Raisa este o fetiță extraordinară, îmi place foarte mult. În primul rând, are o energie așa bună, dar o văd puțin tăcută și o văd puțin închisă în ea. Nu este ceva nespecific vârstei. Este momentul în care începe să descopere ca viitoare domnișoară, să afle lucruri noi. Fetele încep să vorbească despre make-up, despre păr, despre haine, mai mult decât până acum, mai mult decât despre păpuși. Este cumva normal. Dar ție îți place mult să desenezi, văd? Da, mult. Mult de tot așa? Mult. E activitatea ta preferată? Da. Și la școală ești bună? Da. Numai 10 ai? Da. Bravo! Îmi place foarte mult școala și de fiecare dată când merg, parcă mă simt tot mai bine, mai bucuroasă. Așteptat ziua aceasta cu multă bucurie. Eu nu am emoții pentru că nu am de ce. Ce faci, Raisa? Cum te simți? Bine. Ai emoții? Nu. Bravo. Vreau să-mi povestești puțin despre tine. Câți ani ai? Ce faci? În ce clasă ești? Păi, am 9 ani, sunt în clasa a 4-a. Wow. Și în timpul liber îmi place să desenez. Desenez? Da. Ce-ți place să desenezi? Păi, cel mai mult îmi place să desenez peisaje. Peisaje? Cu da. Natura, te referi? Da, peisaje cu natura. Raisa e super, super fetiță și între noi a fost așa o chimie din prima și e foarte veselă, foarte vioaie. Am făcut cunoștință, am zis hai înăuntru, repede, s-a așezat, s-a acomodat, adică nu are niciun stres, nicio rușine. E un copil atât de ușor și atât de pozitiv și vesel, deci mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ea, foarte ușor. Ce s-ar plăcea să te faci când o să crești mare? Păi, mi-ar plăcea să fiu cercetătoare de microbi. Wow! Să descoperi tot felul de boli? Da. De ce? Nu știu, păi, pentru că a apărut și acum de câțiva ani COVID-ul și aș vrea să nu
mai existe, să îl fac să dispară, practic. Ah, vrei să ne ajuți? Da. Și pentru că mama mea a avut cancer și atunci ea a murit și atunci vreau să-mi vinc și cancerul. Nu e nimic. Ești bine? Da. Mă bucur să aud că ești bine. Îmi venea la un moment dat să plâng, dar mă țineam așa, să nu o influențesc pe ea cumva, adică să nu se simte ea, adică vreau mai mult să zâmbesc, ca ea să se simte că e totul bine. Am întrebat dacă este ok și ea a zis că este foarte bine și că e totul bine la ea și atunci am încercat să nu vorbesc mult pe tema asta. Eu mă înțeleg cu tati foarte bine de când a plecat mami și așa că e bine. Ești o fetiță foarte puternică. Eu cred că tatăl meu se va bucura foarte mult când mă va vedea. Mori alături de Raisa. Astăzi este ziua marelui ei reveal și cum ei place foarte mult Hotel Transilvania și s-a visat un personaj din acest film. Ta-da! Ce zici, te regăsești? Da! Nu e foarte pentru tine așa, nu? Dar parcă arată bine cumva. Da, mie îmi place. Unde te-ai duce îmbrăcat așa, Raisa? Nu știu. Nu știi, nu? Nu. Hai să facem așa. Număr de la 3 la 1. Ok. După care se va întâmpla ceva. Ok. 3, 2, 1. Ia să vedem noi ce se întâmplă acum. Pam, 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 pam. Ia uite ce am scos un copil nou de aici. Hopa. Bum. Parcă lipsește ceva la ținuta asta roșie, nu? Da, cred. Ce? În calțările? O pereche de pantofi. Altceva. Da, mai bine așa. Dorothy, parcă nu mai suntem în Kansas. Ei, acum, înainte să vină prietena ta, hai să faci și provocarea pe care ți-am pregătit-o. Ce spui? Ok. Bun, provocarea mea pentru tine este... Acolo! Hey, yeah! Știu că este ziua ta. Și pentru că sunteți așa prietene bune, astăzi sărbătorim nu doar ziua ta, ci și prietenia între voi două. Ce zici? Da. Arată bine, nu? Arată bine. Bine, hai să-l tăiem. Hai, mâncați-l așa. Raisa, pentru tine surpriza nu s-a terminat. Ok. În acest moment ne vom întâlni cu tatăl tău și împreună îți vom face o surpriză. Te pe aștept! Experiența de astăzi a Raisei, nu cred că îmi găsesc cuvintele. Extraordinară, deci sigur o memorie pentru întreaga viață. Super frumos, super emoționant, inclusiv eu m-am emoționat. Raisa, cred că îi vedeam în ochi fericirea, cum fugea colo-colo, la prietene, cum a sărit. Cred că ceva extraordinar de frumos. Ce frumoasă ești! Ce frumoasă! Da, slime mai devreme. Serios? Cum așa? Uite așa. Cum adică slime? Nu înțeleg. Slime! Uite așa! Bună ziua, mă numesc Maria Maria. Ce bucă! Ce frumos! Tata, am o vorbă cu tine. Da. Cât fetele se mai joacă, ia jucați-vă voi. Haideți! Dar nu doar fetele! Astăzi provocarea mea este și pentru tine. Așa. Ce îi spune să adoptăm o pisicuță pentru Raisa? Wow!
Este o decizie importantă. Adoptarea unui animal nu este niciodată o decizie simplă. Trebuie să ținem cont de toți factorii. Faptul că aveți curte și o casă minunată și niciun animal este suficient. Bine, hai să mergem! Facem! Un mare da! Un mare da! Un mare da! Raisa nu știe ce urmează să se întâmple. Wow! O vom lua pur și simplu și va afla acolo despre ce este vorba. Bine? Ok. Așa facem toată ziua. Raisa? Raisa? Hai cu noi puțin! Bine, vin! Stați aici! Hai să mergem să mai facem niște poze! Nu pot să cred că au venit și prietenele mele și am avut și tort! M-am bucurat foarte mult astăzi! Am fost cea mai fericită! Ce-ți dorești tu cel mai mult, Raisa? Sunt mulți și sunt excepționali. Nu știu! Ai și multe lucruri pentru care să fii recunoscătoare, e adevărat? Da! Uite, ai un tată minunat! Ai alături toată echipa aia cu stil și toți oamenii care se uită acum la noi la televizor și te văd cât ești de frumoasă și minunată. Și las că știu eu ce-ți dorești, ce zici de chestia asta. Mi-ai spus tu mie la un moment dat când am fost la tine acasă ce ți-ai dori. Nu mai știu. Nu mai știi? Hai să vedem! Hai! Deci surpriza de astăzi, adopția unei pisici. A venit ca o surpriză mare, neașteptată. Am analizat decizia mea și am zis da. Ați spus că nu doresc animale în casă. De fapt, este vorba de timp. Nu doream să las animalul singurel, nesupravegheat. Nu doream să sufere. Dar cu siguranță vom găsi soluții. Ei bine, dragii mei, provocarea mea finală astăzi este... Să adoptați o pisicuță. Fugi, alegeți. Wow. Sunt sigur 100% că Raisa își va lua rolul de mămica a pisicii foarte în serios. Vreți să o dau pe ea în brațe? Da. Bine. Galușca. Îmi place de mine suflina de păr. Ar trebui să fiu preferata ta. Nu! Auci! Ia! Ce drăguță e! Îți place? Da! Ai văzut cum o cheamă? Cum o cheamă? E fetiță? E fetiță, o cheamă Gloria. Cum o cheamă? Gloria! Gloria! Wow, e perfect că nu e motan. Motanul mai marchează teritoriu, mai e ceva. Ce e! Poate să o, poate să o țină în brațe? Ușurel. Așa. Ce drăguță e! Gata. Gata? Dă un pachet. Ușurel. Ea este? Ea este? Cum e? O luăm pe Gloria acasă! Bravo! Gata! Deci e decizie Gloria, da? Ok, gata! Iar Gloria! Mi-a plăcut foarte mult astăzi! Nu pot să cred că am adoptat o pisicuță!